De mult se știe că Eurovisionul se aseamănă cu o loterie, iar rezultatele lui pot depinde chiar și de timpul de afară. În aceste zile la Düsseldorf este o temperatură confortabilă și foarte frumoasă, care se potrivește perfect cu atmosfera ce domină în cadrul Eurovisionului din acest an. Aici vine lumea ca la o mascaradă, știi? Și se bucură pentru toți, pentru fiecare artist, pentru fiecare formație, pentru atmosferă. Noi mai mult să concentrăm să fim pe scenă ok, să avem dispoziția, să facem tot pentru ce noi am venit aici. Mass media de aici scrie că Moldova, ca și întotdeauna, va oferi telespectatorilor un show fantastic, un cântec rock captivant, cu ușme înalte în calitate de antene cosmice și o zână pe monociclu. Este important, să zicem așa, să fiu la înălțime. Așa cum m-au întrebat ieri, nu ți este frică să stai la așa înălțime pentru că scena este destul de înaltă? Eu zic nu, pentru că noi trebuie să fim la înălțime, la propriu și la figurat. În acest an, la Eurovision, s-au adunat mai mulți interpreți care au avut ocazia să cânte pe unele dintre cele mai mari scene din lume. Chiar și așa, arena din Düsseldorf i-a impresionat destul de mult. I think it's great. I love it so far. It's a big stage and a big arena, so it gave me goosebumps. It's a different kind of project. It's a contest. It's in a stadium. So, yeah, we've been going around and doing concerts, but this is like the biggest we'll ever do, I think. So, it's quite exciting. Mâine, în Arena Esprit, se va da bătălia artistică pentru al doilea pachet de accederi în finală. Încă 10 din cele 19 țări vor obține biletul norocos și, respectiv, evoluarea în finala celui mai grandios eveniment muzical european. Bineînțeles, fiecare dintre ei vor fi concurenții noștri direcți, dar o concurență sănătoasă este întotdeauna omniprezentă la Eurovision. Din Düsseldorf pentru Mesager, Vitalie Rotaru și Vadim Cosovan.